Bună dimineața încă o dată. Prin dispoziția domnului primar, numărul 242 din 21 aprilie 2022, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru luna aprilie anul curent. Înainte de a da cuvântul domnului președinte, vă rog să-mi permite să vă anunț că avem cvorum statutar. Avem 18 consilieri locali prezenți și 5 absenți. Domnii consilieri Cojocaru Teodor, Olariu Vasile, Sangiu Florin și domnul Roșioru Silviu, care mi-a spus că o să întârzie, și doamna consilier local Matache Oan. Vă rog să votați procesul verbal al ședinței anterioare. Unanimitate, procesul verbal al ședinței anterioare a fost aprobat. Vă mulțumesc, domnule președinte, aveți cuvântul. Bună dimineața, domnule primar, stimați colegi și Hristos a înviat. Aș începe prin propunerea ordinii de zi plus proiectul suplimentar, în forma în care au fost trimise. Vă rog să votați. Vă rog să votați. Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate cu proiectul suplimentar. Numărul 1. Proiect de hotărâre numărul 37 din 7-3-2022 pentru aprobarea documentației privind delegarea serviciului public pentru gestionarea toaletelor publice din municipiul Buzău. Vă rog să votați. Aveți cuvântul. Bună ziua, domnule primar, stimați colegi. Prin acest proiect, domnule primar, practic ne tăiem craca de sub picioare. Avem niște costuri exagerate la administrarea directă, ne ducem undeva la 700.000 de lei pe an, cu, din punctul meu de vedere, exagerări ale costurilor, punând în balanță niște costuri care nu sunt reale ale administrării indirecte, ceea ce vrem noi să facem astăzi și aș vrea să vă dau câteva exemple. Unul la mână. Știți că toaleta din cărămidă din Parcul Tineretului nu funcționează? Ce se întâmplă în această situație? Plătim pe cel care, în momentul actual, administrează aceste toalete, chiar dacă toaleta nu funcționează? Unul la mână. Doi. Avem niște cifre care nu corespund. La pagina 13 avem referință la un contract de 372.860 de lei, iar la pagina 22 avem o referință la un alt contract de 360.994 de lei. Care este referința reală de la care plecăm pentru a ajunge la aceste costuri medii de 450.000 de lei anual, cost de întreținere a acestor toalete? Am vrea să clarificăm aceste întrebări. Și din punctul meu de vedere, acest proiect ar trebui să mai aștepte un pic până se vor pune cifrele corecte, vom avea o estimare corectă a acestor costuri și după aceea să vedem dacă într-adevăr delegarea sau administrarea directă este mai bună. Mulțumesc frumos! Spus calificat. În ceea ce privește funcționarea toaletelor, avem 5 toalete momentan. Cea din Parcul Tineretului, toaleta din Zidărie, a fost oprită de la funcționare, deoarece în acea zonă se va face o investiție. Vă pot demonstra astăzi că s-au făcut demersuri atât la patrimoniu, să întrebăm dacă a fost dată această locație pentru o altă investiție. S-a făcut și la partea de achiziții pentru a diminua contractul cu valoarea unei toalete, cea care a fost scoasă din funcțiune. La momentul în care a fost pus în dezbatere acest caiet de sarcini, ele erau în funcțiune, de aceea au fost și luate în considerare la costuri. Pentru toate cele 5 toalete, valoarea era de 35.000 de lei pe lună, în care sunt incluse la fiecare toaletă un program de funcțiune de 12 ore, ceea ce presupune să aibă două persoane
din punct de vedere al cheltuielilor, pentru care dumneavoastră spuneți că sunt prea mari, și de asemenea și consumabilul. Așa cum ați văzut, este prima dată când avem și noi toalete în oraș în care nu lipsește hârtie igienică, nu lipsește săpunul de la toaletă. Toaletele sunt foarte curate, bine întreținute, o atitudine, într-adevăr, foarte, care presupune o calitate a serviciului foarte bună. Această calitate a fost remarcată și de către vizitatorii orașului nostru, care chiar ne-au lăudat că au găsit toaletele curate. Dacă vreți să faceți o comparație de costuri, cât ne costă pe noi aceste toalete, vă rog, în piață, faceți comparație cu alte servicii similare și vedeți cât de fapt se plătește pentru aceste servicii. În ceea ce privește valoarea, există o necorelare și mi-ați arătat-o. Am avut disponibilitate și în cadrul Comisiei de Specialitate și v-am stat la dispoziție cu toate întrebările pe care le-ați avut. Astăzi aveți alte întrebări decât ieri. Nu este nicio problemă, doar acolo este o mică greșeală. Într-adevăr, 360 cu 372. Probabil este o greșeală de tipărire sau de a luat o altă valoare când a pus în caietul de sarcini. Dar din punct de vedere al funcționării, dacă dumneavoastră insistați să scoateți acest caiet de sarcini de pe ordinea de zi, asta face ca o perioadă de o lună sau, mă rog, când putem iarăși să introducem pe ordinea de zi, aceste toalete să nu mai aibă o gestiune și le lăsăm în plata cetățeanului care să le distrugă. Vă rog frumos să-mi permită să vorbesc și vă stau la dispoziție cu orice întrebare veți avea. V-am spus că acea valoare am calculat-o din ce am găsit în piață ca și costuri. Acest contract nu va fi atribuit cuiva, ci va fi pus pe o licitație. Și atunci când este o licitație, se presupune că avem cel mai bun preț din piață. Și așa că nu aceasta va fi valoarea finală, ci va fi valoarea finală licitată. În funcție de cât se vor înscrie la licitație și în funcție de cât vor dori, își vor calcula ei costurile. Vă ascult. În regulă, vom avea licitații, dar practic le dăm apă la moară posibililor competitori, atâta timp când noi avem o valoare estimată, atâta timp când noi avem o valoare estimată de peste 700.000 de lei anual. Adică, practic, noi ridicăm... 365.000 sau 372.000 anual, iar dacă am face-o noi, am fi avut o valoare mai mare. Vă rog, mai uitați-vă dată. Deci, valoarea fără toaletele ecologice în, în administrare directă este de 536.000 anual, în administrare directă. Da. Practic, noi ridicăm prețul, da, prin estimarea costurilor din punctul meu de vedere exagerat, da, dându-le posibilitatea celor care negociază acest serviciu să ridice și, evident, prețul. Să vă arăt detalierea fiecărui preț ca să, să vedeți ce, în ce se compune acest preț. Am văzut, este scris aici, l-am văzut. Doi la mână. Acolo există o situație de care v-am spus și înainte de ședința de Consiliul Local, care nu mi se pare deloc în regulă, ca cei care au grijă de acele toalete să stea cazați în toaleta pentru oameni cu dizabilități. Că trebuie să punem o condiție celui care prestează acel serviciu, să asigure un spațiu. Da, am fost acolo, domnule primar, și cei care îngrijesc toaleta stau în toaleta pentru oameni cu dizabilități. Nu mi se pare deloc în regulă și ar trebui să luăm măsuri în acest sens. De aceea spun că ar trebui să facem acest proiect bine gândit, da, la costurile și prețurile corecte și trebuie să ne gândim la cei oameni care îngrijesc toaleta. Nu putem să-i ținem în toaletă 8 ore. Mulțumesc. Este un caz separat care mi l-a spus dumneavoastră, la o singură toaletă. Eu am fost acum 2 zile, nu era, probabil că știa că mă duc, nu știu, și cred că dumneavoastră aveți dreptate dacă ați văzut așa ceva și ați fost inopinant acolo. O să luăm o măsură ca să nu mai stea acea femeie într-o cazată, cum a spus. Situația este la toate... Dar nu are legătură cu caietul de sarcini. Putem pune o astfel de condiție? Unde sunt la toate, la toate toaletele? O întrebare. Nu, o întrebare. Unde stau acei oameni? Pentru că nu au nicio cameră care de servesc. Domnul consilier. Domnul consilier, aveți vreun amendament de făcut sau... Da, să retragem, da, să retragem acest proiect de pe ordinea de zi și să revenim cu el într-o fază decentă și bine... Ok.
Domnule primar, nu trebuie să ne facem greșeli, pentru că putem prelungi contractul cu 3 luni de zile, da, cu actuala firmă, timp în care noi putem face acest proiect mult mai bine. Argumentele dumneavoastră sunt foarte subțiri și politicianiste, populiste. Haideți să facem o treabă serioasă, să dăm în administrare aceste toalete, pentru că este nevoie de așa ceva. Și așa avem puține, încercăm să avem și mai multe, inclusiv în piața Daciei, în subteran, și să e un serviciu social pe care trebuie să-l ținem viu la un nivel de calitate. Adică, dumneavoastră vreți să spuneți că administrația începe în Buzău? Nu, ce discutăm după ședință. Supuneți la... ...ținut o neconcordanță care se constituie într-o eroare materială și care va apărea îndreptată în hotărârea dacă va fi aprobată. Care este dar care este valoarea la care ne raportăm? 72 față de 360. Ne îndreptăm la valoarea de 360. Asta înseamnă... Ne raportăm la 360. Domnul consilier, vă supun la vot amendamentul de a retrage acest proiect după... Retragerea o face doar inițiativa și nu o retrage. Okay. Da, se supune la vot proiect. Vă rog, votați. Supunem la vot. Votăm proiectul de hotărâre. Proiectul a trecut cu 16 voturi. Vă rog să-mi permiteți să menționez că avem 19 consilieri locali prezenți la ședință, având în vedere că domnul Roșioru a sosit. Proiect de hotărâre numărul 75 din 1-4-2022 privind aprobarea dezlipirii imobilului teren cu număr cadastral 70.830 situat în municipiul Buzău, Tarlaua 23, parcelele 141 și 142. Dacă sunt discuții... Vă rog să votați. Unanimitate. Proiectul a trecut în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 76 din 1-4-2022 pentru aprobarea planului urbanistic zonal, construire locuințe colective înalte, parcare subterană și dotări aferente. Dacă sunt discuții, vă rog să votați. Proiectul de hotărâre a trecut cu 17 voturi. Proiect de hotărâre numărul 77 din 4-4-2022 privind aprobarea planului urbanistic zonal, autorizare, construire, centru de servicii recreative. Dacă sunt discuții, vă rog să votați. Proiectul a trecut cu 17 voturi. Proiect de hotărâre numărul 79 din 7-4-2022 pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economice ai obiectivului de investiții sistem de iluminat la stadionul de atletism Buzău. Aveți cuvântul, domnule. O întrebare, domnule primar. În 2017, dacă nu mă înșel, prin hotărârea 310, ați aprobat reabilitarea acestui stadion și țin să vă felicit pentru acest lucru. Suma de la care ați pornit a fost de 7.700.000, iar în 2020, prin hotărârea 2019, prin hotărârea 144, ați ajuns la o sumă de 10.161.000 de lei. Vă reamintesc că în 2017, domnule primar, în proiectul de hotărâre ați menționat că va fi iluminat acel stadion conform standardelor Federației Internaționale de Atletism. Și aș vrea să vă întreb, ce s-a întâmplat din 2017 până în 2021 de acel stadion nu este omologat categoria 3 de către Federația Internațională de Atletism? Și a doua întrebare, dacă prin acest iluminat, dacă prin această investiție de 2 milioane de lei va fi omologat categoria 3 de către Federația Internațională? Mulțumesc frumos! Domnul consilier, dacă îmi permite, ați întrebat ce s-a întâmplat între timp, în primul rând vreau să vă spun că s-au dublat prețurile la materialele de construcții. Oferta inițială pe care am, devizul inițial privind sistemul de iluminat al stadionului de atletism, era undeva la o treime din valoarea pe care o aprobăm astăzi. În privința omologării, să știți că este o procedură care durează 5 ani, chiar în privința
întocmirii acestui deviz privind sistemul de iluminat, iarăși ne-am întâlnit la primăria Buzău cu reprezentanții clubului Gloria și cu consultantul german ce ne asigură această omologare, această certificare, pentru că știți bine, acest consultant a urmărit toate etapele reabilitării stadionului de atletism. El a fost prezent la fiecare etapă a lucrărilor, astfel încât tot el se va ocupa și de obținerea acestei certificări. După realizarea acestei investiții, noi sperăm că undeva în toamna acestui an va fi depus dosarul de certificare. Vă mulțumim, vă rog să votați. Proiectul a trecut. Proiect de hotărâre numărul 81 din 8-4-2022 pentru aprobarea aderării comunilor Săgeata și Robeasca, județul Buzău, prin consiliile locale ale comunilor Săgeata și Robeasca, în calitate de membre asociate la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Buzău-Mărăcineni. Dacă sunt discuții, vă rog să votați. Proiectul a trecut în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 83 privind aprobarea contului de execuție al bugetului municipiului Buzău pe anul 2021. Dacă sunt discuții, vă rog să votați. Proiectul a trecut în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 84 din 19-4-2022 privind aprobarea dobândirii de către municipiul Buzău a unui teren intravilan categoria de folosință arabil situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, parcela 473, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate a soților CAG și CCE. Dacă sunt discuții, vă rog să votați. Proiectul a trecut în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 85 din 20-4-2022 pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale societății comerciale RAM Termoverde SRL. Dacă sunt discuții, vă rog să votați. Proiectul a trecut. Proiect de hotărâre numărul 86 din 20-4-2022 privind aprobarea și acoperirea pierderilor masice induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț tarif, înregistrate de operatorul RAM Termoverde SRL în perioada octombrie 2020-decembrie 2021. Vă rog, domnule consilier. Domn director, nu a venit, nu? Da. Bună ziua, domnule director. Aș vrea, în primul rând, să ne explicați ce înseamnă aceste pierderi masice, să ne spuneți, dacă se poate exact, cantitatea în gigacalorii a acestor pierderi masice, cât și valoarea lor, pentru că în acest proiect nu avem absolut nicio referință cu privire la aceste pierderi, avem pierderile totale și, practic, în acest proiect acoperim pierderile financiare. Și aș vrea să vă mai întreb dacă pierderile masice, conform legii, este egal cu pierderile financiare. Sunt. Sunt. Deci nu sunt aceleași. Pierderile masice sunt pierderile dintre gigacaloriile produse și gigacaloriile vândute. Deci noi în 2021 am produs circa 37.000 de gigacalorii și am vândut 24.000. Prin proiectul de hotărâre de astăzi se acoperă doar pierderile nete, contabile, care au fost realizate în perioada octombrie 2020-decembrie 2021. Conform actelor normative în vigoare,
respectiv ordonanța 36/2006, care spune că aceste pierderi pot fi acoperite din bugetele locale ale OAT. Nu cele financiare, vorbim de pierderile masice. Nu, astea sunt financiare. Dacă se acopereau pierderile masice, suma era mult mai mare, era de vreo 6 ori mai mare. Păi, proiect spune că acoperim pierderile masice, nu pierderile financiare. Atunci ar trebui să modificăm proiect de hotărâre prin care se stipuleze că subvenționăm sau dăm bani pentru aceste pierderi financiare, nu pentru pierderile masice, conform ordonației Guvernului 36, articolul 5.2, acoperim pierderile masice, nu pierderile financiare. Aș vrea să știu exact care sunt acele pierderi masice, pentru că dumneavoastră mai devreme mi-ați vorbit de pierderile totale, pierderile tehnologice, dar nu știm, da, care sunt acele pierderi masice în giga exprimate în gigacalorii, da, și în costuri efective. Deci pentru anul 2021, v-am spus, pierderile masice sunt 13.000 de gigacalorii. Alea sunt, tehnologice, pierderi sunt tehnologice. Pierderile tehnologice nu sunt una cu pierderile masice. Asta spun și eu, dar dumneavoastră aveți pierderile totale aici. Pierderile totale de 13.000 de gigacalorii nu sunt egale cu pierderile masice. Pierderile totale sunt mai mari decât pierderile masice, iar dumneavoastră a spus aici pierderile totale. Nu, noi am pus pierderile nete, contabile. Noi vorbim de gigacalorii. Noi vorbim de pierderi efective. Nu vorbim de partea financiară. Vă rog să-mi spuneți partea că financiară este afectată tot de diferența asta dintre pierderile, dintre gigacaloriile produse și gigacaloriile vândute. Așa este, dar noi vrem să știm care sunt pierderile masice efectiv în cele tehnologice. Sunt 13.000 de gigacalorii. Doamna director Bănucu, vă rog. Cum să fie 13.000 de gigacalorii, domnule primar, că în aceste gigacalorii, da, aceste gigacalorii pierderi, spune, scrie clar. Vă răspunde doamna director tehnic. Sunt pierderi mari în rețea, mai ales anul trecut. Încercăm să corectăm acest lucru. Pierderi acoperite în factură. Încă o dată, nu. Nu sunt acoperite de fiecare consumator, atenție. Aceste pierderi care figurează în acest proiect de Consiliul Local, unde scrie foarte clar pierderile pentru perioada 1 ianuarie 31-12, sunt pierderile totale de 13.000, nu sunt pierderi masice acolo. Pierderile totale sunt mai mari decât pierderile masice. Diferența dintre pierderile totale și pierderile tehnologice sunt pierderile masice, adică cele care nu intră în prețul facturat către consumator. Ei bine, noi vrem să știm care sunt acele pierderi masice. Dacă îmi permiteți să intervin, avem mai multe pierderi și să nu le confundăm, pentru că fiecare are câte un impact. Avem o pierdere tehnologică acceptată în preț de către ANR, în tarif. Această pierdere tehnologică se ia în considerare pe baza standardelor existente și are legătură cu componența rețelelor. Adică există o pierdere dacă țeava este din metal, dacă este izolată sau nu, dacă este la o adâncime și funcție de lungimea acestor rețele. Acestea sunt pierderi tehnologice, sunt incluse în tarif. Avem aceste pierderi masice, pe care ANR-ul, așa cum v-am mai explicat, încearcă acum să le pună într-o ordonanță, pentru că ele sunt reale. Pierderile masice, de fapt, sunt pierderile reale. Pentru că la producție, ceea ce a încercat și domnul director să vă explice, se produce o anumită cantitate măsurată în gigacalorii. La consumatorul final ajunge o cantitate exprimată tot în gigacalorii. Diferența dintre ce ajunge la consumator și ce se produce este de 35% și reprezintă, într-adevăr, o pierdere reală, neinclusă în tarif și este denumită în propunerea noastră de hotărâre pierdere masică. Noi avem posibilitatea, Consiliul Local are posibilitatea să acopere în întregime această pierdere masică, conform acestei ordonanțe 36, iar noi ce se propune în această propunere de hotărâre este acoperirea parțială a acesteia la nivelul pierderii financiare, care înseamnă altceva, pierderea financiară. Deci este acoperită parțial, pentru că pierderea financiară? Nu. Pierderea masică este în valoare de 6.300.000. Pierderea financiară este în valoare de 1.100.000, cât se acoperă acum. Deci
am fi avut posibilitatea să acoperim 6.300.000. Aceea este pierdere totală, scrie aici, pierdere totală. Scrie masice, pierdere totală. Da, pierdere totală masică. Pierdere totală. Pentru că ne referim la o pierdere masică, nu e pierderea totală împreună cu cea tehnologică. Bun, cât este, vă rog, domnule director, să spuneți care este pierderea tehnologică, care este pierderea masică și care este pierderea totală. Deci pierderile tehnologice au fost stabilite prin bilanțul energetic de anul trecut, în medie este 35%. Deci 35% plus 35% pierdere tehnologice plus 32% 35% pierderi masice, deci noi avem 70% pierderi? Nu. Deci pierderile tehnologice, așa cum a spus și doamna director Bănucu, sunt prinse în tariful care a fost avizat de ANRE. Deci nu sunt aceste pierderi reale. Ele variază de la sezon la sezon. Pe sezonul de iarnă, care l-am încheiat al întâierii, aceste pierderi tehnologice s-au încadrat undeva între 20 și 25%. Acum, pe sezonul de vară, funcție și de centralele termice și de gradul de încărcare cu clienți pe rețea, avem situații unde avem și 60-70% pierdere reală. Și o deci. Da. Asta este situația reală. Nu ne spuneți care sunt acele pierderi masice de 1 gigacalorii? V-am spus, sunt 13.000 de gigacalorii. Acum se acoperă doar parțial din suma respectivă. Există posibilitatea să fie... Încă o chestie. Să știți că acest proiect este ilegal așa cum este făcut, cum este realizat, iar explicațiile dumneavoastră nu duc nici cum la o cifră a pierderilor masice. Nici de cum. Alte discuții? Vă rog frumos să votați. Cum e acolo? Mai trebuie un vot. Mai trebuie un vot. 14 pentru, 2 abțineri, 3 împotrivă. Proiectul a trecut. Proiect de hotărâre numărul 87 din 21.04.2022 privind completarea obiectului de activitate al societății comerciale Piețe Târguri și Oboare S.A. Buzău. Domnule președinte, vă rog să menționați că nu votez. Domnul consilier Cristinel Dobre nu votează. Vă rog să votați. Proiectul a trecut în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 88 din 21.04.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta 10, fondul local, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții mobilitate urbană verde în municipiul Buzău, puncte de reîncărcare vehicule electrice. Dacă sunt discuții, vă rog să votați. Proiectul a trecut în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 89 din 21.04.2022 privind actualizarea documentației tehnico-economice, faza SF și a indicatorilor tehnico-economice aferenți obiectivului de investiții, realizarea unui centru intermodal de transport al municipiului Buzău integrat cu sistem Park and Ride. Dacă sunt discuții, vă rog să votați. Proiectul a trecut în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 90 din 21.04.2022 pentru aprobarea vânzării cu drept de preemțiune către soții Tărâțe Mihai și Tărâțe Valerica, respectiv soții Tărâțe Gheorghe Dumitru și Tărâțe Mihaela Emilia, a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent spațiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, lângă bloc H3, precum și a studiului de oportunitate. Dacă sunt discuții, vă rog să votați.
Respins. Proiectul a fost respins. Ordinea de zi a fost epuizată. Trecem la suplimentare. Proiect de hotărâre numărul 91 din 27.04.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta 10, fondul local, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții, creșterea mobilității urbane prin modernizarea parcului de vehicule de transport public local, inclusiv infrastructura de alimentare electrică necesară din municipiul Buzău. Dacă sunt discuții, vă rog să votați. Proiectul a trecut în unanimitate. Dacă sunt și alte discuții. Întrebare. Vă rog. Domnule primar, privire la Crucea Roșie, știți că are un sediu care nu este tocmai în regulă. Ați promis, am înțeles în media, că veți asigura un spațiu pentru această organizație. Crucea Roșie. Aș vrea să știu dacă aveți în plan acest lucru, să le acordați un sediu decent și când estimați că veți face acest lucru. Mulțumesc frumos! Noi am acordat un spațiu până înțelegere cu Inspectoratul Școlar General. Nu putem să-i facem proprietari acolo, deoarece trebuie și aprobarea Ministerului Educației. S-au făcut demersuri în sensul ăsta. Sper să primim un acord din partea Ministerului Educației să putem să îi facem proprietari. Deocamdată își desfășoară activitatea acolo, să știe treaba asta. Iar în situația de după 24 februarie, războiul din Ucraina, Inspectoratul Școlar a permis să se mai ocupe încă un spațiu pentru ajutoarele care s-au strâns voluntar. Mulțumesc. Vă mulțumim. Alte discuții? Dacă îmi dați voie. Vă rog. O chestie tehnică. Sistemul de iluminare și de filmare are o deficiență. Singurul nume care nu se vede pe cum se cheamă? În cadru e al domnului primar. Dacă dați imaginea pe zona din prezidiu, o să vedeți că n-apare decât... Nu. Dați pe domnul primar. Unde e numele domnului primar? Da. Păi nu. La mine nu e nevoie că mă cunoaște lumea, așa că nu e nevoie să... Domnul Irinela, aveți ceva împotrivă, nu? Vă mulțumim, declar ședința închisă. O zi bună!